La meciul turc cu Maccabi Tel Aviv încheiat 1-1, FCSB a strâns în Ghencea mai mulți oameni decât a reușit Steaua în tot sezonul trecut de Liga a doua, peste 26.000 de oameni. Din cauza conflictului israeliano-palestinian, returul decisiv pentru calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor se va juca la Budapesta, pe stadionul lui Honved, cu o capacitate de 8.000 de locuri. Ce este un avantaj pentru FCSB, care nu are un debut de sezon prea bun, are doar 2 puncte după 3 etape în campionat. Dacă va trece de campiona Israelului, FCSB-ul va întâlni în turul 3 preliminar cel mai probabil pe Sparta Praga, care a învins în prima manșă în Irlanda cu 2-0 pe Shamrock Rovers. Corvinul Hunedoara a uimit deja Europa în prima manșă a turului 2 preliminar din Europa League. Echipa de Liga a doua a ținut piept vicecampionei Croației, Rijeka. S-a terminat 0-0 la Sibiu. Chiar dacă va pierde cu Rijeka, aventura nu se va încheia pentru câștigătoarea Cupei României, care va retrograda în turul 3 preliminar din Conference League. Corvinul a încasat deja de la UEFA 550.000 de euro, iar pe lângă această sumă va mai primi câte 175.000 de euro pentru fiecare tur preliminar în care va evolua. Hunedorenii vor ajunge la minim 1.075.000 de euro în total, mai mult decât dublul bugetului de salarii pe care l-au avut în sezonul trecut din Liga a doua.